încălzită, gâtul nu mi se deschide. Ha, ha, ha. Luminița Anghel, aplauze. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine te-am... Bine te-am găsit, cum se zice în lumea asta, ne-ai cam răcorit. Bine, și la Cerb și acum de dimineață, știu că eram cu treabă prin oraș, m-a sunat Lidia și a zis: băi, tu ai auzit-o pe femeia asta cântând? Zic, da, că ne știm de mult. Incredibil, incredibil ce a putut să facă. S-a auzit cel mai bine Cerbul anul ăsta. Da, cel mai bine. Dar voi, în prima seară, gașca voastră, cumva ați ridicat un pic standardul și ați zis: domnule, despre asta e muzica, restul cumva nici nu, nu contează. Tu ai mai fost la Cerb acum? Am fost la Cerb în 2001, atunci când am obținut locul întâi la secțiunea pop și premiul pentru popularitate. De atunci am mai fost, dar am cântat în deschidere alături de colegii mei cunoscuți, care au pășit și în deschiderea de anul acesta. Am cântat alături de Iris, de Direcția 5, de Big Bandul Radio, live, în deschiderile unor ani de Cerb de Aur. Da. A fost un pic supărat atunci când am luat... Apropo de prietena mea, Monica Anghel, am văzut că puneți întrebări pentru a câștiga un ghiozdan. Puteți să-mi puneți și mie o întrebare la care să vă răspund nu știu și să-mi dați și mie un ghiozdan pentru prietena mea, că aveți unul cu dragon. Și Aviv, fiul ei, vrea unul cu dragon. Se face, Michi, pregătește pe dacă pentru Monica nu trimite mâini. Și pot să fac și o reclamă pe Facebook la ghiozdanul cu dragon. Nu este dragon, dragă, este Cirică, Belzebuta, Ghiuță, ucidă-l toaca. Să dăm cu un unicorn. Măi, prietene, el a fost la noi la emisiunea aia cu ceva timp, l-am lăsat să se joace undeva aici, că am vorbit cu Monica. Da, da, nu va dansa pe Michael Jackson, nu va cânta nimic? Uite că nu, asta nu, e în zona asta? Da. Cum a fost, cum ai simțit piața muzicală? Din ce ai văzut zilele astea la Brașov? Vă mărturisesc că a fost mai puțin aglomerat, adică piața a fost plină, a fost public foarte mult, dar în față de anii trecuți, când mergeam noi și când au fost într-adevăr și nume foarte mari, Tom Jones, voi știți că au pășit nume de categoria în recitaluri acolo, parcă se călcau mai mult în picioare ca anul acesta. Mă refer la piața în sine, în timpul zilei, dar publicul a fost la fel de călduros și de primitor și anul care au fost niște momente remarcabile, un James Blunt care a predat tot așa lecții de muzică, super. Atât muzicienilor cât și sunetiștilor, erau toți din business acolo și au luat notițe pentru că s-a... Bine, este fabulos că au reușit să-l organizeze doar în 2 luni, pentru că decizia de a se relua Cerbul de Aur a venit foarte târziu și pe noi ne-a surprins. Știam că au de gând, dar nu credeam că o să se întâmple și... îi felicităm pentru această mare reușită, pentru că, într-adevăr, a sunat fabulos. Și orchestra radio, alături de orchestra operei din Brașov. Da, foarte bine. Au sunat impecabil, foarte bine. Deci... Și Andrei Tudor, senzațional, și Ionel Tudor acolo. Da. Fiecare instrument. Foarte bună scena. Da. Păcat că nu s-au întâmplat în alte feluri. Uite că te văd cu Monica aici și ea a cântat absolut răvășitor. Multe din piesele ei au fost interpretate de străini. Da, în concurs, da. Altfel, ce faci? Cum ești? Altfel, m-am întors din America exact o zi înainte de Cerb. Eram puțin buimacă cu fusul orar, nu prea mi-am revenit. Am fost o lună jumate plecați. Ce faci pe acolo? Vacanță. În vacanță? Da, preferăm să... economisim și să nu plecăm în mai multe vacanțe prin Europa și să plecăm odată și bine, când îmi iau eu pauză de la cântat și stăm mai mult. Unde ai fost? Pe unde ai fost? Noi am Florida, Jacksonville, acolo mergem în fiecare an și anul acesta am vizitat și Canada pentru prima dată, pentru că cumnații mei s-au mutat definitiv de 1 an și jumătate acolo. Aha. Și s-a născut și cel de-al 2-lea nepot și atunci am fost să-i vedem, am stat o săptămână în oraș la ei, n-am simțit foarte bine. A căzut curentul. Nu vă faceți griji, noi putem vorbi în continuare, adică... Este doar o... Da, cineva... Ce? A, o mică pană de curent. Foarte... De ce e pană, domnule? Te-ai întrebat vreodată? Dar ce... S-a dezumflat... Electricitatea, da. AFYI-ul. Mulțumim tare mult, Luminița Anghel, încă o dată. Pentru noi a fost o... Pentru cei mai tineri mi-am dat seama, că noi, Luminița a cântat bine, normal că a cântat bine, adică, pe bune. Mulțumesc. Dar pentru cei tineri reprezintă, iată, un reper. Și asta mă bucură, știi? Că, de obicei, ei își văd de ale lor. Dar uite că sunt mulți care apreciază ce faceți voi. vechea generație, cum se spune, nu vechea, da, vechea gardă, deși la mare modă, tu, Monica, uite, am văzut pe Corina Chiriac, Mirabela Dauer, se întâmplă niște cântări prin niște cluburi unde nu te așteptai acum niște ani să ajungă oamenii ăștia. Pentru că bunul simț artistic, vă spuneam, dar și vocea de adevăratele încep să primeze. Mulțumim, Luminița